Bună ziua, eu sunt Doina Baciu și astăzi doresc să vă arăt cum realizăm scurtarea unui blog cu un tiv atât de mare. Deci vedeți cum este făcut blogul respectiv, are tivul foarte mare, iar noi trebuie să-l scurtăm să rămână la această, la această măsură. Cum procedăm? Vom descoase tivul vom scurta blogul cu cât este nevoie, un centimetru și jumătate, după care refacem tivul la același nivel. În general, când scurtăm sau modificăm, ținem cont de modul în care a fost realizat produsul. Deci, în condițiile date, pentru că în momentul în care descoasem tivul, aici vor rămâne urme, noi ce facem vom coase pe același loc tivu. va rămâne cu un centimetru și jumătate mai îngust. Cred că nu este nicio problemă pentru că altfel acolo unde am desfăcut dacă am dorit să refacem la fel de lat tivu cum a fost făcut de la început aici ne-ar rămâne urme când descoasem și atunci vom realiza tivu pe aceleași urme. Deci am dorit să vă arăt și acest mod de realizare a unui tiv la un blog. Este un model pe care am văzut că acum de curând au apărut cu tiv atât de lat. Probabil că este făcut în acest mod să-l poți face cu mașetă fără să mai apelezi la un croitor să ți-l modifice. Dar totuși oamenii nu preferă cu mașetă și atunci au apelat la serviciile noastre. M am gândit că este interesant să vă împărtășesc și acest lucru. Pentru cele care mă urmăriți și vă place modul în care eu îmi prezint cursurile doresc să vă anunț că pe lângă celelalte trei cursuri pe care eu le fac online contra cost începând din luna februarie am să realizez cursuri pentru copii între, începând din februarie pentru fetițe, o să încep cu o rochiță pentru fetiță, 1-6 ani, în cadrul cursului primiți tiparul pentru vârsta care doriți, de la 1 până la 6 ani sau 8 ani vom vedea funcție, dar modelul pe care îl fac mai mult de 6 ani cred că nu se pretează pentru fetițe. Și atunci primiți tiparul făcut pentru vârsta care doriți, iar după aceea noi la curs vom învăța cum să-l croim și cum să lucrăm la rochița respectivă. Pentru cele interesate, nu uita să mi lași un mesaj, să ne cauți pe adresa noastră de web, doinastil.ro. Mulțumesc, la revedere.